data de 3 decembrie, anul 2023. Continui în Stupina cu punerea materialului respirator asupra ramelor. Și vreau să vorbesc un pic despre avantaje la iernarea 2-in-1, cu toate că aici am unul singur materialul și trecem imediat la un stup. Unde se vede ce s-a întâmplat cu iernarea 2-in-1. O iernare primăvăratică. Eu sper să nu înceapă puietul, dar peste 3 săptămâni ar putea ca unele colonii să mai depună cât un nou. Și să trecem la stupul cu pricina. Ca să înțelegeți unele dezavantaje și poate avantaje, nu știu dacă e dezavantaj. Bun, aici avem am avut o colonie pusă la iernat 2-in-1. Ce înseamnă 2-in-1? Înseamnă că unul în stânga, unul în dreapta. Dar ce s-a întâmplat? Bănuiesc eu că ce s-a întâmplat aici? Deci toată albina este înghesuită în 7 rame. Albina din al doilea compartiment a plecat. De ce a plecat? În momentul în care o matcă cedează, albina se retrage la colonia opusă, găsește o portiță, nu știu pe unde, pe deasupra, pe dedesubt. E singurul care a făcut acest lucru, fiindcă probabil a rămas fără matcă. Aici trebuia să-i schimbi o matcă, dar văzându-l că e măricel, am zis, hai mă că nu schimba, mai las. Și iată că s-a întâmplat, îmi trebuia o daltă, nu știu. Dacă o am pe aici, mă uit un pic după o daltă. Dacă o găsesc bine, dacă nu, asta e. Este pe undeva o daltă, am pus-o. Ah, gata, am găsit. Și acum nu mai am eu spațiu unde să pun aceste rame. Erau rame puse la iernat. Acum mai e câte o albină. Erau rame puse ca să ierneze albina. Cum ieră. Și să vedeți, din cauza că toată albina aceea s-a... Iată, rame foarte faine. O să le las în supul lui, datorită... Datorită puietului văros, încerc să limitez plimbarea ramelor. Bun. Acum sunt vreo 20 de albine aici, au rămas, n-au putut să treacă toate și acum această colonie s-a făcut enormă, deci mai trebuie rame. Toată albina să se înghesuie în într-un singur spațiu, nici nu stă în ghem, este pe rame, așa. Aici cred că mai încap două rame și o să-i pun încă două rame. Sau rame, două. Hai că-i pun două, să nu stea ea chiar așa înghesuită de colo-colo. Îndepărtez rama asta de aici. S-a îndesat foarte bine. Ăsta a avut puiet până târziu. S-a mai pierdut din albină, nu știu. Ia să văd ce ramă. Asta cu păstură. Am păstură în gâtul ăsta. Bun. Deci această păstură, ia să vă arăt.
să dau așa la soare, să se vadă. Iată, așa. Deci e o ramă foarte bună cu păsturi. Și această păstură, la seama, se va transforma în cuiet. Uși, dacă mai încap în coram. Dai, lasă așa. Lasă așa. Bun. Deci se poate întâmpla și astfel de lucruri când iernezi 2 în 1. Eu zic că e un avantaj, fiindcă acea albină nu s-a uzat. Dar acum s-a înghesat ea asta din cap în cap, e dita mai stucul de albina. Dita mai colonia. Totuși, pe unde ați trecut, mă? Cred că au trecut pe deasupra. Tot uite pe unde au trecut. E treaba lor. Trecut au trecut. Așa. A bine că a trecut, că tot era pierdut, adică fără matcă aduceai un amărât din ăla, care nu-i degeaba amărât. Stupul care e amărât nu-i degeaba amărât. A fost ani în care am iernat pe 2-3 rame, dar din cauza că eram pe mulțire. Bun, să-i pun și lui o pânză din asta, punem deasupra. Așa. Așa va ierna. Așa. Pun deasupra. Bine, acest sistem, în momentul în care albina va deveni activă de zboară, ăla trebuie schimbat, pus înapoi folia. Dacă nu-i pui înapoi folia, atunci ai problema. Așa, și aici. Și aici, nu știu ce o să fac, pun așa. Aici cred că las folie pe această rană, în caz să nu intre albina. Și după mine asta ar fi avantajul, unul dintre avantajele. Aici ai pun folie, da? Da, stai. Pun folie așa, păi văd eu mai încolo, de și cum. Dar deasupra ghemului o să fie aerisire. Nu știu dacă e neapărat corect, dar așa fac eu acum. Bun. Deci va fi, zic eu, pânza asta respiră foarte bine, asigură circulația aerului. La seama. Cred că e o idee foarte bună pentru iernare. Bun. Mai am câteva colonii. Mai am 2 în 1 și am terminat. Deci ăsta ar fi unul dintre avantaje. Iată că s-a pierdut matca și s-au unit 2 în 1 singuri. Pe unde au trecut numai ele știu. Bun. Până data viitoare, numai bine!